Bine v-am regăsit! Sunt sigur că ați auzit despre celebrul experiment din mecanica cuantică numit experimentul celor două fante și tot felul de interpretări ale acestui experiment. Azi vreau să vă propun o interpretare diferită, dar întâi să vă amintesc despre ce-i vorba. Dacă doriți o înțelegere mai completă a fenomenului, vă recomand cele două clipuri din playlistul Ce este realitatea. Pe scurt, este vorba despre fotoni sau alte particule, cum ar fi electronii, care trec printr-un sistem de două fante, adică două deschizături foarte înguste, având lățimea comparabilă cu dimensiunile particulelor care trec, și despărțite de o zonă de asemenea foarte îngustă. În jurul nostru, la nivel macroscopic, observăm corpuri și unde. Existența undelor este mai puțin evidentă la prima vedere, dar gândiți-vă că principalele noastre simțuri, văzul și auzul, se bazează pe existența undelor. Văzul este sensibil la unde electromagnetice, în timp ce auzul este sensibil la undele sonore. Suntem înconjurați, de fapt, tot timpul de tot felul de unde. Știm din experiență că atunci când trec prin fante, corpurile se comportă diferit de unde. De pildă, dacă aruncăm cu pietre într-un gard din care lipsesc două scânduri, pe zidul din spatele gardului apar două zone unde au ajuns pietre și au lăsat urme în zonele respective. Așa se comportă corpurile. Dar dacă trimitem printr-un sistem de două fante unde, apare un fenomen de interferență, fenomen pe care îl puteți observa în cazul undelor la suprafața apei în această fotografie. Interferența face să apară zone în care avem oscilații puternice, pe care le numim zone de maxim, și zone în care avem oscilații foarte slabe sau chiar deloc, pe care le numim zone de minim. De pildă, dacă trimitem lumina unui laser printr-un sistem de două fante foarte subțiri și foarte apropiate, obținem distribuția luminii pe care o vedeți în această fotografie, adică obținem mai multe zone de maxim și de minim. Așa se comportă undele atunci când trec printr-un sistem de două fante. Avem deci două distribuții posibile după trecerea prin fante. Avem o distribuție de corpuri sau de particule, dacă vorbim despre corpuri mici, și distribuție de undă. După cum vedeți, ele sunt foarte diferite, iar diferența apare din cauza faptului că în timp ce corpurile trec fie printr-o fantă, fie prin cealaltă, undele trec prin amândouă fantele. Altfel spus, unda trece și printr-o fantă și prin cealaltă, în timp ce corpurile trec sau printr-o fantă sau prin cealaltă. Plecând de aici, se poate face o comparație interesantă între experimentul celor două fante și funcțiile și și sau din logică și informatică. Când vorbim despre electroni sau alte particule cuantice, ne imaginăm aceste particule ca fiind niște corpuri mici. Tocmai de aceea le numim particule. Dar dacă facem experimentul celor două fante și folosim electroni sau alte particule cuantice, se întâmplă ceva foarte ciudat, și anume pe ecranul pe care cad electronii apare o figură de interferență. De ce este acest lucru ciudat? Pentru că înseamnă că fiecare electron a trecut atât printr-o fantă, cât și prin cealaltă, dar asta înseamnă că electronii nu sunt particule, ci sunt unde. Lucrurile devin însă și mai ciudate dacă folosim aparate ca să detectăm prin care fantă au trecut electronii. Aparatele ne arată că fiecare electron trece sau printr-o fantă sau prin cealaltă, niciodată prin ambele fante simultan. Dar dacă facem această detecție, atunci pe ecran apare o altă distribuție, apare o distribuție de particule. Acum electronii sunt particule.
Această comportare este specifică tuturor particulelor cuantice și a dus pe unii la concluzia că ar exista o legătură între conștiință și felul în care decurge experimentul. Adică, dacă știm prin care fantă trec electronii, atunci ei se comportă ca particule, dacă nu știm, atunci ei se comportă ca unde. Dar specialiștii în mecanica cuantică sunt în general de acord că nu ceea ce știm influențează rezultatul experimentului, ci interacțiunea dintre aparatele pe care le folosim și electronii sau alte particule care trec prin sistemul celor două fante. O astfel de interpretare susține de fapt că nu putem observa ceva fără să influențăm ceea ce se întâmplă acolo. La scară macroscopică, această influență este atât de mică, este cu totul neglijabilă. Practic, putem spune că nici nu există. De pildă, dacă mă uit sau nu la un meci de fotbal, rezultatul va fi același, va fi același scor. Însă când este vorba despre particule cuantice, influența nu mai este neglijabilă, ci dimpotrivă, de câte ori observăm un eveniment, un fenomen cuantic, influențăm desfășurarea fenomenului respectiv. Dar ceea ce am spus până aici nu dă răspuns întrebării: particulele cuantice sunt unde sau particule? Ei bine, în final vreau să vă conving că această întrebare n-are sens sau, mai bine spus, este o întrebare greșită. Vă rog să priviți această iluzie optică. Dacă vreți, puteți vedea 6 creioane, uitându-vă la partea de jos a desenului. Dar dacă vreți, puteți vedea 7 creioane, uitându-vă la partea de sus. Dar oare are sens întrebarea câte creioane sunt în realitate în acest desen? Eu cred că nu. Putem vedea 6. Sau putem vedea 7, dar nu amândouă cazurile simultan. Deci răspunsul la întrebarea câte creioane sunt depinde de cum ne uităm la desen, depinde de ce vrem să vedem. Particulele elementare ne apar uneori ca unde, alteori ca particule, dar niciodată ambele variante simultan, pentru că uneori le vedem ca parte a realității obiective, a lumii fizice, iar alteori ca parte a realității subiective. Aparenta dualitate a particulelor elementare apare deci datorită faptului că există două realități. Există realitatea fizică independentă de conștiința noastră și realitatea subiectivă, cea pe care o construiește creierul și în care trăim. Ca element al lumii fizice, particulele cuantice sunt unde, dar ca element al realității construite de creier, al realității subiective, ele sunt particule. Mecanica cuantică ne arată că particulele pot fi descrise de funcții de undă. Funcții care ne arată probabilitatea de a găsi undeva, într-un anumit loc, o particulă, dacă interacționăm cu unda respectivă. Doar în acest caz, fiecare unde care descrie o particulă elementară, creierul îi atribuie un model care constă dintr-o particulă. Deci informațiile pe care le primește creierul din lumea fizică pleacă de la aceste funcții de undă, dar realitatea pe care o construiește creierul, realitatea subiectivă, este alcătuită din particule. În lumea macroscopică, cea pe care o cunoaștem prin simțuri, nu avem acces direct la realitatea fizică, ci doar la modelul ei construit de creier, la ceea ce numim realitate subiectivă. Dar când facem experimente la nivel cuantic, folosind aparate, bineînțeles, ne apropiem de esența realității fizice. Începem să experimentăm această esență și atunci își fac apariția undele care alcătuiesc, de fapt, realitatea fizică. Citez prin imagini două afirmații făcute de fondatorii mecanicii cuantice Niels Bohr și Werner Heisenberg, care vin în sprijinul ideii pe care v-am prezentat-o.
Concluzia este următoarea. Particulele cuantice sunt unde în realitatea fizică, în ceea ce există independent de conștiința noastră, dar creierul construiește, folosind informația conținută în aceste unde, o realitate subiectivă alcătuită din particule. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!